Închină-te și tu. Ce faci? Da, sunt! Sunt că intru în panică! Fac! Da, ce-ți fac? Salutare, prieteni! Ne vedem din nou cu un nou episod de aici, de la Cornel de acasă! Azi va fi partea cea mai grea și anume, o să turnăm betonul. Am terminat de cofrat aici, după cum vedeți și voi, o grămadă de muncă. Și acum urmează să turnăm betonul. Am pregătit aici betoniera. Cornel se pregătește să fac aici instalația de picurare. Betonul ăsta merge prin picurare, nu? De ce pregătim acum? Ce facem? Cum ce facem? Băgăm furtunii, să dăm drumul la apă. Să dăm drumul la apă unde? Unde? În betonieră, ca să avem apă. A, deci betoniera asta merge cu apă. Dar nu, merge cu curent. Merge cu curent, nu? Da, cum? Păi, hai, că și așa sunt foarte nerăbdător să... Sunt atât de nerăbdător să pun mâna pe lopată încât nici nu vă imaginați ce bucurie am aici în suflet. Nu, Cornele? Da, bucurie mare. Gata, să ne apucăm de treabă. Mai durează câteva minute și ne apucăm. O să vadă toată lumea că stau aici și filmez și o să zică: bă, tu stai pe acolo decât să filmezi, nu, fraților, când filmez nu pot să fac două lucruri deodată. Deci, o să vedeți, am cam muncit, sincer, și am muncit destul. Să începem betoanele! Mai avem ultimele pregătiri înainte de a turna betonul. Desprețuiesc. Cum? Prețuit. Și prețuit, așa se numește asta? Da. Oprește apa. Thank you.
Fraților, pe ziua de azi am terminat de turnat betonul pe aici, sunt cu Cornel. Da, n-am terminat, da, pe ziua de azi. Mai avem, abia elevat. Abia e elevația de jos. De acum trebuie să facem cofrag și pe partea asta la deget. Urmează cofragul de aici, nu? Da. Exterior. Exterior. Exterior și pe urmă se turnăm până aici undeva. Undeva pe aici. Că vine placa și tot așa. Problema este că a rămas fără apă în contenerul. Am scos toată apa și nu mai ajunge sorbul de la hidrofor. Și baie nu mai face mult țara asta. Da, am scos... Trebuie să mă bag în fântână, te bagi tu? Ne băgăm, cum să nu? Știi, mă știi pe mine că dau înapoi. Cum așa? Și așa, uite-te și tu ce e. Te bagi, uite-te cum stii fiind în fântână. Uite-te și tu ce... Dacă, uite și tu ce e pe mine. Păi cum să stau așa, mă? Pot să dorm așa? Vei, nu e păcat de lenjeriile alea, uite și tu cum sunt. Dacă vreți să scăpați de Ionuț Gheță, să băgați-l în fântână. Da. Avem ceaba asta. Așa. Și avem două mufi și tăiem, scoatem de acolo sorbul și îl mai lungim. 2 metri contează. Da, n-are 2 metri, dar oricum. 1,80 are sigur. Are, are. Da? N-are. Are 1,80. Da, am eu, 1,75. Atâta e și țava. Dar vezi că ai pus-o mai jos de picioarele tăi. 1,70. Are 1,70, cam așa are. 1,75, exact 1,75 are țava asta. Deci trebuie să ne băgăm în fântână, nu? Da. Dar nu știu dacă țin. Asta este după o zi de turnat betoane, ne relaxăm în fântână. Oare țin șufa asta? Intrăm la... Aia, dar de ce să... Da, știi că eu ca la 1,20 kg. Bă, dar tu chiar ai curea să intri pe asta cât e de mică? Ai 20 kg am eu, bă. Încă o dată cât o găleată. Ai 20 de kg, ud și cu televizorul în braț. Hai, bă, că n-ai 20 de kg.
Da, bă. Ține tot de ce ca așa. Hai. Așa. Căutăm o parte de bine. Pablo. Ce faci, Pablo? Pablo Escobar. Ce faci, ce vă, băiatul? Hai. Hai de aici, hai de aici. Dar pentru ce-ți trebuie lemn? Să arătăm și oamenilor cam ce s-a muncit azi aici, să-și facă o... Lasă-l acolo, că-l iau imediat. Să-și facă o părere, așa, cam ce s-a muncit azi pe aici. Ce? Să vadă oamenii cam ce am făcut pe aici și de ce arătăm așa... Ce-ți fac așa? Cobor eu vântână. Cu asta așa? Da, de-aia. Eu zic că e prea groasă asta. Da, da, da. E ceva mai subțire. Păi de-aia lui Cornel, scoboare în fântână. Da, Cornel, vrei? Dar nu e bună asta, era de-aia de... Faci față, de papiotă, dintre aia era mai bună. Am pus în două. Hai, eu zic că mai luam puțin după ea. Nu știu ce mai face. O bag apaia între picioare, ca să coboare în pântână. Vrei să ții între picioare, Cornele? Da. Păi ce faci, mă, cu asta? Că nu-mi dau seama. Să-mi... Cred dacă am vreo idee. La ultima filmare cu Cornel Munteanu. Da. Deci, fraților, îl vedeți... Îl vedeți pentru ultima oară pe Cornel. Bă, adu-mi cațel, mă, și nu mai vorbi prostii. Hai. Bă, dacă pățești ceva, nu o să o mai pun pe YouTube. Îți trebuie multă? Ia, ține camera asta. Hai, ușor. Eu am văzut că în ultima vreme s-au muiat genunchii de la roaba aia, dar... Hai, trebuie să dat mereu, să tine cu și nu mai vedem. Dar ce-ar fi să-l băgăm pe Ionuț Ghiță la fântână? A tu, ar trebui. Îl băgam burta mare. Hai, mă, dar în căpi. Și așa, dacă mai stau o săptămână, două pe la cornăstic... Dar nu mai stai o săptămână, două, că asta e ultima seară. Suplu! Că te bag în fântână, n-auzi? Mor astăzi! Fraților, să nu vă mai abonați pe YouTube, că vă abonați degeaba. Canalul nu mai mi-aparține, nu se mai posteze nimeni, deci îi las lui Cornel, nu știu. Moștenic. Hai acum și trece al primii de canalul. Îi dau imediat, îl întreb pe Cornel și... Iartă-i Cornel cum o să bagă între picioare. Acum îi arăt. Dar știe Cornel cum e. Dar eu mă uit aici, apar nu am, nu știu ce vrea să facă. Ei, nu. Uite, hai să vezi acum e. Uite ce sapă, nu-i vezi? Are mari șanse să rămână acolo. Și când învârte de roata aia tare, te-ai dus cu viteză în jos. Noi te scoatem cu... Cu ce? Dăm acolo la... Dar poți să-l ții? E, nu. Dar ce vrei, mă, să faci? Mai aduc ca ție nu se legă, nu știu aici. Băgam scara, dar e prea lung. Are undeva la 8 metri când era. Mergea scara, dar legată sus. Da. Dacă o legai sus, coborai fără probleme pe scara. Da, e tot nasol. De cu ce să fie nasol? Că iasă din acele. N-are cum să iasă. Dacă legam treptele. Păi, dar nu, leșă treptele între ele. Și numai bine ajungi fără grijă. E, da, cu tot atât ai. Dar oricum să bag Ionuț, nu se știe, cum e fi norocul. Mă, oricum mă bag eu, nu contează. Eu am nevoie de canal. Cum e fi norocul lui Ionuț? Îi las canalul lui Cornel. Dă coași, dă coași la mine. Cornele, dacă vrei mai postez, dacă vrei nu mai postez. Îmi place pomană la careva, e sufletul tău. Da. Să-l ai și primești. Să mă pomenească acolo. Lasă-mă, Ionuț, n-ai tu norocul ăsta. Rămâi la Cornel de toate, în fântă. Păi... Curând o să ne tot vedem. Hai, agasă-te.
Du-te în bucătărie și ia moxul. Vezi că e cu sobă. E ok de aia care... Păi știu ce e, dar ce să fac cu ea? Păi trebuie acolo jos. Moxul se disfac. Unde este? În bucătărie. În bucătărie pe sobă. Pe sobă, da, pe sobă am văzut. Pe plita aia. Manușele, unde sunt manușele? Nu stăm. Deci n-avem, chiar n-avem cum să stăm așa nespunească. Uite-te ce e pe mine. Dacă mă vede cineva, fraților, trebuie amândoi să țineți de fântână, de asta, de... Ținem de fântână amândoi. De roată, trebuie amândoi să țineți. O, de-am rupt și ochii mei. Astea plastă trebuie luate, deci trebuie făcut alea de ori în urmă. Ionuț, punem pe poziție. Ce să pun pe poziție? Să punem aici pe poziție camera? Hai să punem aici pe poziție. Părnele! Da. Închin. C-ai plecat de el. Să te închin. Dacă te întorci. Pune mâna și... Băi, dar tu chiar intri acolo, am crezut că glumești. Da, unde crezi că intri? Da, unde să intru? Da, că dacă... Îl sun pe tata și... Fraților, îi dau drumul de tot sau nu? Dă-i. Părnele de aici. Gata. Ușurel, dați drumul ușurel. Acum... Și tu, băi, de roată. Hai, mă, că ești ușor, băi. Și vorbesc eu. Este așa. Mai ții eu de el, știi? Cu spatele în aia, știu eu cum face el ca să meargă ușor. Dar nu trebuie... Stai așa. Stai așa să folosesc aici. Cum să ții șufa asta? Ține, ține. Ține, mă. Închină-te și tu. Ce faci? Acum ce azi? Cornele... Stai. Salta alea pe sus. Atâta, firul ăsta de la pompă. Da. E firul mamelui. Hai că nu mai cade acum. Gata. Îți gura mătii de ia și tu și închină-te. Da, m-am închinat, e destul. Hai, cam acolo e țeava. Dă încă o leacă. Încă o leacă. Hop. Atât. Vezi că are și o garnitură să nu o pierzi, da? Da, da, hop. Pune-ți așa. Da. Să încercăm să vedem dacă se vede ceva aici. Ei, nu. Ce să vadă? Se vede ce și ce? Mare presiune aici. E mare că e... Ai dat drumul la apă în baie? Da, da. He? Am dat drumul, m-a uitat. Am dat ce... Dar probabil am mai rămas pe ele. Eu am crezut că... Știi că vine de la bună, era pe cald. Eu am crezut că de frică sau de altceva. Uite, cu ocazia asta să putem și o supapă aia acolo, nu? Dar mai avem timp de supapă. Ei, dă-mă n-ai pe de cus, dar tot am luat acolo la apă, nu? Tu, Cornele, dar aia nu ia apă. Ia să vezi acum, că-l vedem pe aștia. De ce e garnitura aia? De garnitura. De la mine. Opa! Ai văzut că ai atâțit? Ia. Ușură. Vezi că este... Da, fac. Nu te grăbi. Un vagul pe la domnul. Tu tot mai avea apă, vezi? Cornele, stai bine aici? Eu stau bine. Ce trebuie să-i facem acum la ziua asta? Te vrei să te trag în sus? Dici să mă trag în sus. E bine, acolo e răcoare, nu? Ei, e nădușoară, nu răcoare. Da? Da. Înseamnă că mai sus e răcoare. Uh-huh. Păi, dar eu credeam că te duci până jos de tot, numai aici, la 3 metri, 2 metri. Da, orice caz nu aveau cum să desfacă tu mă de aici, de acolo. Ce vrei să vă să tai țeaua? Păi da, trebuie tăiată și înădită cu... Cu asta? Da. Vreau să încălzească tăita. Când era mie, de ce mă ustură pielea când mă uticeam pe aici? E chiriat. Dar cum se numește asta? Mm? Cum se numește asta? Cristi.
clișelul ăsta? Da, e ceva de tăiat pe perete. 30 de lei la ofertă. Cornel nu mai zice nimic. Uite ce cuminte stai aici. Dar poți dai drumul mai jos, scoate țeava aia. Cornel, vrei să te las un pic mai jos? Da, nici. De ce? Spune, de ce? Păi până limpim ăsta, până... Ce să-mi te... Să stau să fac baie. Uite, nu vezi că până vine apa, mă returnează. Ne zici și nouă cum e acolo. Ei, vrei să te bagi? Nu, nu te știu după nouă tata mea. Dacă te-ai bagat și eu te-ai vrut, ai te-ai zis. Dar oricum tu ești învățat cu fântâna din partea cealaltă de la Căsuță. Da, nu contează, nu-mi zic. Ai ieșit tu singur din fântână. Trebuie să fac tot posibilul să o termini pe ce. Trebuie, neapărat. Hai de mine, bag tare, ca amigul bag. Pe ce cuminte stai? Da, unii sfug. Dacă n-a spus... Uite, Cornel, acum poți să te închid aici. Îl sun pe tata. Da, de ce pita ai tu? Păi tu nu știi că e preot tata. Îi zice 2-3 de lea de apucă. Dar eu n-am preot aici, trebuie să vin tai de la... Păi da, că tu ești Cornel Muntenaș, te îngroapă cu doi. Da, uite așa facem, tragem capacul. Uite. Lasă-l, bă, că lași pântunii aici acolo ce faci. Trage-mă capac. Hai, bine. Ce rău, Cornele, ce-ar fi? Ai putea să dorim în noapte acolo? Da. Da? Da, piscând. Provocare. Piscând, vreau să stau și dorm așa. Provocare. Oh, de la tot. Când o să apară vlogul ăsta, dați eu o provocare lui Cornel. Doarmă în fântâna de la Căsuță. Să doarmă în fântâna. Dar n-ai dormit? În fântâna de la Căsuță. Nu știi că te-am lăsat noi, dar ai ieșit. Da, am stat acolo. Ia să vedem ce se întâmplă aici, să vedem procesul de lipire sau de dezlipire. De lipire, mă, cum de dezlipire? Miroasa încins. Ce-ai încins? Miroasa creier încins. Mă gândeam că e de la mine, dar... Nu, mă, de la camera ta, că... Dar cum n-am creier, nu prea are ce să încingă. Ce interesant e asta. Ce interesant e. O mașină de 2,50 lei, dar își face treaba. Și înseamnă asta în sus. Instalator sau ce? Da, păi cu PPRP face instalații sanitare, orice. Deci, pentru cei care se uită acum la noi, dacă aveți nevoie de așa ceva... Am prea multe lucruri, nu mai vreau. Poate să-mi scrie mesaj acolo în comentarii. Și nu zici că care are nevoie, mă chemi Scar Croava Betor. Pe tine. Pe mine? Pe tine, da. Dar n-am destul la ce vrei să zici, că... Că nu am muncit asta sau ce vrei să spui? Nu, dar vreau să zic, dar cum faci reclamă la alte persoane, fă-ți reclamă ție. Dar nu, pe că am o grămadă de lucrări. Ai văzut? Dar tu crezi că mie îmi place să căr beton sau ce? Crezi că e vreo pasiune ascunsă și nu știam? Am băgat azi, am muncit un pic. Hai, lasă vrăjeala. N-am muncit, vrei să spui că n-am muncit azi? Asta e muncă, mă. Da, pentru mine e relaxare. 4 betonieri. 40 vrei să spui. 40 vrei să spui. Și nu betoniere dintre alea mici. Ia uitați la poarta acolo, stați să apropii să se vadă. Deci, betoniere de genul. Cornel zice ceva că m-a supărat. Pentru 4 betoniere, de aia e super. Cam așa arată betoniera aia, nu e deloc mică. Nu pot să zici. Să focalizeze, Cornel nu mai poate să mai zică nimic decât trebuie. Decât trebuie să stea acolo cu minte. Mai durează mult? Mai Păi mai am o lipitură acum de... Mai durează câteva minute. Ia ține un pic așa. Să simți și de asta? Păi da, ca să băgăm și din coace. Și după aia mai dăm o lipitură la aia. Cam asta e. Și avem apă pentru baia de seară. Nu, păi am consumat apă din fântână cu betonul care l-am făcut. Păi da, m-am amestecat acolo. Apă mai am cam vreo 3 metri de apă eu. Acum, în momentul de față. A, deci să înțeleg că de la țeava asta era toată problema, că era prea sus, nu? Da, nu, trebuia mai lungă să fie apă, să fie mai mult băgat în apă. Deci de data asta să înțeleg cum mai vin. Știi că am mai rămas o dată fără apă. Da.
De data asta? Am zis că niciodată nu o s-o consum, știi? Dar nu mă știu, atunci de ce am rămas fără apă? O spăla mașina, mai multe chestii. Cum ți-ai zis cealaltă? Așa. Ăsta-i sorbul. Dar asta parcă este alt material, parcă e mai... Și mai tu, ăsta e... Parcă e mai grea așa un pic. E mai grea că a stat în apă și s-a umflat. Aha, aha. Cum s-a umflat plasticul în apă? Ce ai făcut? Știi că eu accept, eu nu te contrazic. Am văzut. E și cu costică. Păi... Am zis ceva rău? Nu nimica, nu. Cum face costică? Da, am zis ceva rău. Păi... Am zis ceva rău? Nu-i de lucru, nu... Dar nu se întărește, nu? Un pic, da. Asta cu întăritul? Uite. Cornel bat... Tăpăia că e acolo, că și mi-e tot. Bă, dar de ce te-ai făcut popă? Zici că e în biserică. De ce nu te-ai făcut popă? Dacă vrei, spun o pilă bună la tata. Deci te duci cu el, țărcomic. Ajutor de popă? Țărcomic. Dască, le spune. Cum adică? Dască sau țărcomic? Dască, la lui dască, zice. În Oltenia să zice țărcomic. Da, și ce rol are ăla? Are rolul dacă era plasile cu colaci. Tata, dacă vezi ăsta pe YouTube, să știi că nu... Nu e adevărat că nu. Nu e adevărat, Nea Gheorghe nu se supără. Am glumit, da. E adevăr o glumă, să-i spune. Dar ce nu te-ai făcut așa tu, popă? Ce să fac? Dacă tai că tu ei preot, de ce nu te-ai făcut tu preot? Tu-ți dai seama cam ce se întâmplă acolo. De ce? Bă, dar nu zici față. Eram la țară și au venit niște doamne, aveau pomană. Și era cam întuneric, uite, era cam cum este acum, știi? Da. Părinte în sus, părinte în jos, până părinte m-au luat, mi-au pupat mâinile. Se ia? Da, crezut că e tata. Deci uite, să-ți confirme și tata, deci nu zic să mă aflu întreabă, deci e pe bune. Cât am încercat eu să le spun că nu e tata, că nu știu ce, au pupat mâinile de s-a săturat. Dar au la rând, era coadă, ca la moaște. Îți dau și eu sigurat, asta garnitura aia, da? Cornele, mai vezi niște acolo? Da, mă, și mi-au pupat mâinile. Stai, vezi, acum vezi aia, până... Ia statul ăla. Până o amortizat. Ce-i? Da, să punem niște apă acum, Nea, că doar are ăla acolo. Da, ce să-i fac, doar să-i faci așa. Și ăla se amortizează până aici. Ia, de la salut, lasă-l până. Până ies aia. Așa, Cornele, amortizează-o. Hai să lăsăm un pic în jos, să vedem ce zice. Ia, lasă-l în jos. Mai ai de să-l scoate el? Îți spui că nu te ridicăm. Dar nu mai ridicăm. Ia, lasă-l în jos. Nu să mă cadă, n-a fost la mea. Gata, desfaci. Dai, sus! Sus că intru în panică! Dar ce-ți fac? Băi, Cornele, dar nu se mai vede. Uite, nici nimic nu mai este fierpe. Nu se mai vede. Nu mai zici nimic. Ia uite-l. A apărut Cornel. Cine mai filma la căsuța din pădure? Hai de-a, vine-am. Un copic, când s-a dus la mare. Un copic. Ia uite-l cum stă. De e fleașcă, zicea că e de la apă, dar e cred că era... Drept, hai numai așa pe mine. Te pisa pe tine. Asta ești tot? Da. Gata, să vedem acum despre ce-i vorba. Să vedem acum dacă avem apă, nu? Să dăm ăla până jos, să nu pui pălea ta acum. Să închid aici. Pe gălea tu ce nu pui.
acum trebuie să vedem dacă curge apă, nu? Da. Da, dar trebuie să-i amorsezi o leacă și... Să vedem rezultatul final. Rezultatul finalul merge. Merge. Ai văzut cum a intrat Cornel în fântână? Așa ai intrat sus, faci baie. Păi da, dar eu nu pot să intru în fântână. Hai, nu pot. Am burta mare. Lângă fântână, da, intru pe lângă fântână, uite, intru pe partea cealaltă. Așa, păi hai să vedem dacă curge apă. Nu o să porgi eu. Vedem acum. Până nu amorsez, aia nu merge. Nu merge neamorsată? Zi, Cornel. Ce-s merge? Merge neamorsată? Nu merge, eu tici păram ca. Tot ce? Stă bine. Hai că ți-a arătat ești... Cornel de unde deci stai la pompă. Ca dacă vrea cineva să se mărite... Cornel, să-i arăți de unde s-o amorseze. Dar eu știu de unde s-o amorsez. Nu mai trebuie să spuneți că știu. Hidroforul, mă. A, hidroforul. Dar tu la ce te gândești, mă, la el va proții, zic. Eu și plec de aici. Hai. Dar trebuie să intri atât de jos ca să o amorsezi. Serios, dacă nu e amorsat, nu merge. Da? Ca prins aer. Păi și cum se amorsează? Să bagă aici, aer? Aici, să bagă apă aici. Să bagă apă sau aer? Încă este umed pe aici. Uite, văd că... Vedeți, fraților, ce este aici și de ce nu se fac filmări la căsuța? Dă-mă? Da. Să o leacă drumul la rubinetul ăsta de aici, de afară. Dacă aș ști... Vezi că e un rubinet acum. Ăsta în capătul... Da, ca să amorteze. Dacă ai știți cum se dă drumul ăsta de aici. Dar e la maxim, știi, ca să amortezi. Dar nu știu care, că aici nu e niciun robinet. Ia uzi, alo? Alo? A, gata, hai că l-am văzut, uite-l aici. Vine apă. Stai puțin, stai să ajung la el. Azi? N-am ajuns încă. Gata, stai. Vine apă, dă-i mutare, vezi dacă vine apă. Da, să mă facă fleașcă. Ăsta? Nu, să amortezi, dă-i mutare, stai, la maxim. Da, să mă facă fleașcă. Era eu sigur că... L-am închis, uite apă. A, păi gata, închide-l, dacă tare apă e bun. Deci, fraților, rezultatul final, avem apă! Deci, amorsat. Nu mai mă gândesc la prostii când aud amorsat, dar asta este. Deci să am grijă pe aici că sunt niște urzici. Arș! Deja m-au cam luat, dar na, asta este. A. Gata, Cornele, am amorsat-o. Am amorsat mistreața. Sau, da, tu a dat drumul la rugirea. Că mi-a zis că dă-i să amorseze, dă-i la maxim. Da, da, la maxim, acum fleașcă. Nu mi-a făcut. Deci, fraților, ați văzut cam... Cam asta-i treaba, viață. Hai să facem un pic de ordine. Să facem un pic de ordine. Păi atunci, hai, dă-te aici aproape să... Să speli roabile. Să spălăm roabele astea, să nu să le speli, nu să le spălăm. Păi n-am, nu mai lasă-le așa, nu le mai speli. Cum da, mă, nici cu ce faci treabă? Cu tubul ăsta. Păi da, sunt sucă, sunt tare. Dar lasă că iau eu altele, dă-le dracu, lasă-le. Cum să zic de cuși? Pune de cuși, pune mâna și spală roabele. Acum apa avem. Gata, hai că le spălăm după aceea. Hai să salutăm oamenii aici. Și ce să... Să aboneze cât mai mult la canalul tău. Doar să vezi. Fraților, nu le mai zic să se mai aboneze. Oricum să se aboneze. Dacă mă vede pe mine acolo, nu se mai abonează, mă înjură pe mine. A, dar cum să te înjure? Ce? Cum să te înjure? Pe mine m-au înjurat în primul episod, înjurături după înjurături. Înjurați-mă, fraților, și acum. Glumesc. Nu, am văzut că nu mai mă înjură. Da, ce rost are să fie. Da. Fraților, și facem și cu asta la asta. Râdem, glumim. Azi am cam muncit un pic. Fost, uitați și voi cum arătăm. La o schimbăm la altă dată, trebuie să mă o caut pe acolo supapa și de sens, că e prin magazin și nu pot să intru. E vorba de la supapă. Deci dacă aveți vreo supapă, să ne lăsați. Hai supapă. Gata, hai. Prieteni, vă pupăm, nu uitați să dați un like, un comentariu, am râs, am glumit. Sper că v-a plăcut ce ați văzut pe aici. Ne revedem. Ne revedem. Ne revedem. Aveți grijă de voi. Pa, pa. Pa.